ce dulce libertate! Amice, abia așteptam să ies de acolo. Era să leșin. Amice, domnul Fit e mai stresat decât de obicei. Știu! Trebuie să fiu mai cuminte ca niciodată. Tracy, nu am făcut nimic. Liniște, Angelo, am nevoie de ajutor. Tu, ai nevoie de ajutor? Ce e asta? Un episod de vis, bară fantastic, bară coșmar? Ar putea fi. Întunec, Angelo. Este serios? Merg în detenție. Eu, Tracy, îți vine să crezi? Și ce dacă? Da! Angelo merge la detenție de 12 ori pe săptămână. Dar eu nu! Nu am fost niciodată acuzată de încălcarea regulilor. Niciodată! Eu doar acuz. Curios! De obicei chestiile astea spun de ce ai dat de necaz. Dar asta nu. Știu! E o parodie! Bagiocor! Rușine! O parodie a bagiocorii rușinoase! Scuze, Tracy! Nu te putem ajuta! Dar... De ce nu mă ajută? Te gândești la ce mă gândesc și eu? Haide, spune! Să mergem spre peștera întunecată, Angelo! Nu știu de ce am detenție! Nu știu de ce am detenție! Scuze, Tracy! Schmitty nu te poate lăsa să pleci până nu se termină! Mai ai încă 3 ani! Dar e o nedreptate, îți spun! O nedreptate! Cred că asta e pizza comandată! Când o nedreptate a fost comisă, vine Întunecangelo! Dar credeam că ești o legendă, că de fapt nu existi. Sunt real ca un unicorn pe monociclu. Nu are niciun sens. Nici prezența lui Tracy la detenție. Ceva nu miroasea bine în școală, iar Întunecangelo e aici să inhaleze fumul. Urmează-mă. Dorme mereu în timpul programului. Suntem urmăriți. Subiectul e pe fugă. Aripa de nord. Înțeles, șefu. Terminat. Aripa de nord? Unde e aia, șefu? Întunecangelo, ai un plan, corect? Conform regulilor școlii, evadarea de la detenție duce la suspendare. Întunecangelo, terminat. Vin pe holurile din sud și nord. Iar acum avem probleme. Cum plănuie să ieșim de aici? Ha? Pe aici, repede. Super pasajul secret. Nu e nimic aici. Patrulă, reveniți. Îl vreau pe Întunecangelo la detenție înaintea răsăritului. Asta numești tu super? Ai fi putut să mă anunți. Bine ai venit în peștera Întunecangelo. Dar asta este... E ceva total împotriva regulilor impuse de școală. Sherwood, ce ai găsit? Wow! Spuneți-mi, profesorul Vertigo! Deci, am făcut puțină cercetare. Și, cum am bănuit, nu există urme de ale tale la detenție, Tracy. Ciudat! Continuă cercetarea. Ești pe rețeaua privată de internet a școlii? Unde s-a dus? Întunecangelo. Și a dispărut din nou. Da, îi place să fac asta. Întunecangelo. Oprește-te. Să fii un supererou nu înseamnă doar intrări secrete și șopterea numelui tău când îți anunți prezența. E cineva acolo? Înseamnă și cunoștințe. Orice supererou are nevoie de un informator. Alo? Poate vreun șoareci. În întuneric pisicile sunt gri. Iar șoarecii există oricum. Ce dorești, Întunecangelo?
Ai auzit vreodată de fantoma orelor de detenție? Poate. Mie ce-mi iese? Recunoștința lui Tracy. Recunoștință? Ți-ai pierdut mințile? Port un costum de supereroi și mă lupt cu nedreptatea. Sunt destul de sănătos. Mulțumesc. Recunoștința ei va fi de folos într-o zi. Bine. Poate vrei să verifici cantina. Doar asta vă spune. Știi că asta este baia supereroilor, da? Da, știam asta. Întunecangelo! Sherwood, sunt profesorul Vertigo. Dezactivează camera de la cantină. Te rog. Mersi, Sherwood. Sunt profesorul Vertigo. Pare a fi o ușă secretă aici. Ce se întâmplă dacă trag de tava asta? Întunecangelo. Sherwood, adică profesor Vertigo. Întunecangelo a spus ceva de cantină, corect? Da, de ce? Știi ceva de asta? Poate. Și nu îți va plăcea. În regulă, spune! Am câștigat! Faceți 20 de flotări! La mulți ani să trăiești! Taci, aiuritule! Cine e acolo? E el din nou, știu eu! Să-l țină cineva pe Schmitty! Dă-te de pe mine! V-am avertizat, băieți! El e Întunecangelo! Va primi exact ce îi se cuvine! Întotdeauna trebuie să faci totul singur. Ce adunătură de marionete! Nu vei deschide niciodată ușa! E făcută din aliaj indestructibil! Am o cheie! Chiar aici! Să vedem care e treaba cu misterul ăsta! Cartofi pai? Întunecangelo! Tracy mi-a spus! Lucra la un proiect secret de a introduce mai multe legume verzi la cantina școlii! Mai multe legume? Dar e o tonă de cartofi pai aici jos! Pai? Dar le-am spus clar să anuleze comanda! Le-ai spus? Cine sunt ei? I-ai spus domnului Fit, nu-i așa? Bravo, Întunecangelo! Bravo! Uite care-i treaba! Iubesc cartofii pai! Mă voi asigura că nu vom putea scăpa de ei! De aceea am oprit-o pe Tracy! Și v-ați gândit că puteți să scăpați dacă îi dați 3 ani de detenție? Exact! Detenție! Supererou sau nu, vei primi detenție pe viață! Nu! Nu, Întunecangelo! De ce zâmbești? Da, pot vedea un zâmbet sub mască! Ai înregistrat tot, profesor Vertigo? Da, am înregistrat tot! Tu glumești? Iubesc cartofii pai! Mă voi asigura că nu vom putea scăpa de ei! Lucrurile vor sta altfel! Veți anula detenția pentru Tracy și o veți lăsa să introducă legume verzi. Dacă nu, schema dumneavoastră va apărea în ziarul școlii. Dar este... Ah, frate! Este... Nu vreau legume, serios! Nu așa ceva! Pentru dreptate! Da, dar dreptatea e amară! Propriul unchi mi-a dat detenție ca să mă elimine! Întunecangelo! Cred că cum? Problemă urgentă cu etichetele! Întunecangelo, nu știu cum să-ți mulțumesc, pentru că nu am mai mulțumit nimănui până acum. Fiecare are o slăbiciune, chiar și supereroii. Și tu, Întunecangelo, care e?
în afară de legume verzi? Ah! Oh! Ce coșmar înfiorător de aiurit! Ce mi se întâmplă? Sunt Necangelo! Ce este asta? Este un desen animat? Distrați-vă cu aventurierul vostru preferat! Angelo e cel mai tare! Acum la Cartoon Network! Vă vine să credeți ce e la TV? Știu! Bufnița aia călărește o lamă! Ce vremuri extraordinare! Nu arătă frățile în